Este a treia ediție a Târgului Libris organizată la Roman, a doua consecutivă. Sunt 13 ediții de Libris organizate de Camera de Comerț și Industria Județului Neamț. Am considerat că trebuie să extindem această activitate la Roma, Roma fiind unul dintre orașele cu o dinamică deosebită în dezvoltarea și comunitară și în dezvoltarea economică a județului Neamț, și atunci trebuie să aducem în Roman tot ce înseamnă activități cu valoare adăugată mare în domeniul Camerei de Comerț și Industrie. Și noi considerăm că deschiderea spre carte, deschiderea spre cunoaștere este una dintre nevoile societății actuale și, după cum vedeți, încercăm de fiecare dată să aducem la târgul de carte și personalități din domeniul culturii care ne ajută să facem, dacă vreți, o gimnastică a minții. Cam acest lucru face domnul profesor Mironov cu noi de fiecare dată când vine cu expunerele dumnealui și credem că și la Roman va avea o expunere care va fi apreciată și va fi un act care va fi cu plus valoare sau cu valoare adăugată mare, cum spunem noi cei din business. Suntem mulțumiți de colaborarea cu primăria Roman, cu domnul primar. Întotdeauna a avut o deschidere deosebită și ne-a ajutat atât cât s-a putut din punct de vedere legal să organizăm orice activitate pe care am propus-o municipalității Roman. Din punctul acesta de vedere, credem că Romanul are posibilități să înainteze foarte frumos în perioada următoare. Față de anii din urmă, cum vi se pare cum anul ăsta? Eu am să încep prima dată prin a spune bun venit la Roman domnului profesor Mironov și domnului profesor Strochi, care mereu este alături de noi la tot ce înseamnă activitate culturală. Dar am să-i mulțumesc în mod deosebit domnului președinte Apope pentru implicarea constantă în viața și activitățile din municipiul Roman, atât din punct de vedere economic, dar iată și din punct de vedere cultural. Și acest lucru este, iată, astăzi ca și exemplu, această a treia ediție la Roman a Târgului de Carte Libris vine să contureze activitatea și în plan cultural a Camerei de Comerț și Industrie Neamț. Dacă acum câteva zile era o gală deosebită a excelenței în domeniul afacerii, iată că astăzi ne întâlnim pentru o excelență în ceea ce înseamnă cultura și faptul că alături de noi sunt personalități ale culturii românești, romașcane, nemțene, ne bucură și ne dă încredere. Eu felicit inițiativele și sunt alături de inițiativele Camerei de Comerț și Industrie Neamț și oricând, așa cum a spus și domnul președinte, au în mine și în primăria municipiului Roman un partener. Domnul profesor. Într-o discuție anterioară cu domnul președinte Popii, mi-a povestit domnia sa câte acțiuni poate să facă și eu i-am propus așa, întrucât sunteți atât de foarte activi, ce ar fi să încercați aici la nivelul județului și la nivelul orașului o combinație școală-camera de comerț, pentru că e clar că școala lumii nu mai ajunge așa cum este. Ea trebuie făcut altfel. Chiar acum a trecut lângă noi, au trecut adolescenții, elevii unei clase, ei trebuie să aibă școală complet și complet altfel. Și atunci, implicarea Camerei de Comerț lângă școală, în a porni o acțiune care să însemne și parte practică, de pildă o oră pe săptămână de contact cu noile tehnologii pentru viața de zi cu zi, la nivelul fiecare școli, chiar și la liceele de boieri, care sunt chiar toată lumea trebuie să învețe cum să vâre în priză aparatele progresului, cum să le repare, cum să schimbă siguranțele, cum să... Deci, pe lângă școală, pe lângă cultură, e nevoie de elementul economie, mai ales atunci când se arată clar deschis la minte și doritor să facă. Nu vă dați seama cât sunteți de înapoiați, fraților, că aveți un asemenea târg de carte la care vin sute de oameni. În loc să stea să plimbe pe afară, ei se duc înăuntru la cărți, lângă scriitorii care suferă că nu se vând cărțile lor sau care sunt bucuroși că se vândă cărțile lor. Și închei cu un episod care e așa. A venit la mine un domn, profesor de matematică pensionat, ca și mine de altfel, cândva am fost profesor de matematică,
și mi-a arătat o carte a mea scrisă în urmă cu decenii. Îi dădusem o dedicație pentru cel nenăscut. Soția lui era gravidă și trebuia să nască cineva. Deci și omul avea lângă el pe cel născut, mă înțelegeți? Sunt 23 de ani de atunci și am dat o nouă dedicație pentru cel născut care era acolo. Deci, perenitate, când scrii ceva care chiar rămâne, să te bucuri. Bătălia între nou, mass media, internetul și toate celelalte. Și bătrâna carte tipărită este în curs de desfășurare. Nu e o bătălie, poate să fie în paralel o concurență. Și dacă primar, dacă Camera de Comerț și dacă unul a scriitorilor se implică cu tot, noi putem câștiga bătălia. Suntem o țară civilizată. Faptul că se organizează asemenea târguri de carte și că lumea vine, este un semn că putem privi, nu liniștiți viitorul, trebuie luptat pentru el. Dar putem să-l luăm asta. Da. Iată, suntem sub semnului 3. Romanul, oraș cultural, și voi spune câteva lucruri despre acest lucru. Camera de Comerț, care comite un gest aproape incredibil, total uzanțelor, o să mă explic și de ce, și iată cineva care aselenizează cu noi, ajunge, comentăm, vorbim de science fiction, dar vorbim și de carte care aș vrea să nu fie un science fiction. Din potrivă, să fie o realitate, chiar dacă o carte este o lume. Faptul că avem aici câteva statui emblematice la care poate mă voi referi e de bun augur. Și faptul că acest cort se găsește între Colegiul Național Roman Vodă, de mare tradiție în școala românească, și primărie, înseamnă foarte mult.